avem acum problemele care nu le știu. Hai, hai să vedem ce ai tu. La sfârșit. La sfârșit, să vedem așa, să vedem și pe Cristina ce are. Da? Te rog, Cristina. Rezolvați pe mulțimea numerelor naturale ecuațiile. Deci rezolvați în N. Rezolvați în N. Rezolvați în N. Ecuațiile. Amic, 7x egal cu 7 la a 3-a. 7x egal cu 7 la a 3-a. X egal cu 3. X egal cu? 3. Așa? Cum de făcut? Dar nu 7 la x. A, păi asta e altă poveste. Păi tu 7 la x egal cu 7 la 3, deci de atunci, de aici rezultă că x egal cu 3, da? De acord, bază de sunt egale, exponențe sunt egal. Altă. 5 la 2 x plus 1. 5 la puterea. 2x plus 1. 2x plus 1. Egal cu 5 la 13. 5 la 13. Aici e bază, deci rezultă de aici, Ștefania? Că... 2x plus 1? 2x plus 1 egal cu 13. Așa, 13, scădem un 1 din ambii membri, echivalent cu a spune 2x egal cu 13 scăzut 1, 12, adică echivalent cu x egal cu 6. Terminat, e greșit. Altul? 25 la a doua. 25 la a doua. Ori x. Sus, aici la ori x? Da. Da, 2 ori x. Plus 1. Plus 1. Plus 1 egal cu 5 la 18. 5 la puterea 18. Echivalent cu. Să vedem ce idee avem. Aia x plus 1 egal cu 18. Nu e adevărat că aici e 25 și aici e 5. Nu am aceeași bază. Aici e 5 atât, da? Așa. Ce să scriem pe 25 la 5 la 2. 5 la 5 sau 5 la 2? Da. Deci zicem 25, zicem 5 la 2. Totul la puterea 2x plus 1 egal cu 5 la la 18. Da? Echivalentul? Echivalentul? Te rog, Cristina? 2. Cum să se ridică o putere la o altă putere? Se copie baza și se adună. Se înmulțesc. Se adună. Nu, se înmulțesc. Se înmulțesc, se adună când? Când înmulțim două puteri. Da? Deci aici copiem baza și înmulțim exponenții. Deci pe 5 l-am copiat și 2 înmulțit cu toată cu exponentul celălalt, cu 2x plus 1, punem în paranteză. E o adunare. 2 ori 2x plus 1 egal cu 5 la puterea a 18. Ce părere acum, Ștefania? Merită să fim bucuroși? Da. Avem aceeași bază. 5 la egal cu 5 la. Și atunci rezultă că tot exponentul ăsta, adică 2 ori 1, egal cu 18. Echivalent, Cristina? Am zis că adun din ambii membri. Nu, aplicăm distributivitatea mai întâi. Așa, n-am pus 2. Da? Deci aplicăm distributivitatea. Și, bine, 2 se mulțește cu ambul 2. Deci 2 ori 2x, adică facem 4x. Plus? Plus 2. Plus 2. Egal cu 18. Da. Și acum ce facem? Acum scădem 2. Scădem pe 2 din ambii membri. Da. Și vine 4x. Minus 2, 2x. 4x plus 2 minus 2 fac 0. 2. Egal cu? 4x egal cu 18 minus 2 16. Din ambii membri. 16. E un rezultat că x egal cu? 4. Mai ne uităm o dată, că asta mi-a plăcut mai mult. N-am avut aceeași bază de la început, da? Deci n-am avut aceeași bază. Și cum ne-am gândit? Pe 25 l-am văzut ca fiind 5 la a doua. 5 la a doua, totul la 2x plus 1. A trebuit să știm cum să ridic o putere la o altă putere. Copiem baza și mulțim exponenții. 2 pe lângă 2x plus 1. Acum egalăm, că avem aceeași bază. Aici aplicăm distributivitatea. Da. Importantă treabă.
Și după aceea ne apropiem de X. Bine, mergem mai departe. Precizați pentru care dintre ecuațiile de mai jos este soluția numărului 10. Precizați pentru care? Pentru care dintre ecuațiile de mai jos este soluția 10. Este soluția... A schimbat camera. Este soluția 10, da. Cred că am dat și drumul, sper. Sper să nu fie. Este soluția 10, da. Care? Păi dă-mi link, ca să se vede. X plus 23 egal cu 33. Păi înlocuim pe X cu 10. Da, da, vezi că. 10 plus 23 egal cu 33. 23 egal cu 33. Verificăm. Corect. E adevărat. Da. 2x minus 5 egal cu 25. 2x minus 5 egal cu 25. 2 ori 10 minus... Echivalent, mai spune că 2 ori 10 minus 5 egal cu 25. 20 minus 5 egal cu 15. Nu. Fals. Fals. Deci fals aici. Aici a fost adevărat, acum fals. Alta. 4x plus 11 egal cu 51. Echivalentul. Echivalentul. Locuim pe x, 4 ori 10. 4 ori 10. Plus 11 egal cu 51. 40 plus 11 egal cu 51. 51 egal cu 51, da? Adevărat. Deci este și bine. Mai departe. Rezolvați în mulțimea numerelor naturale ecuațiile. Pe mie, ecuațiile. Amic. 2, în paranteză rotundă, da. X plus 3. 2, ori X plus 3. 3 plus 17, egal cu 59. 59. Stefania, codui tu de pe legiciu. 2 ori x plus 3 în paranteză. Deci, echivalent. 2 ori x plus 3 egal cu 59 minus 17. Fără, echivalent cu... 2 ori, în paranteză... Hai, desfacem paranteza. Da. Desfacem, da. Ca să nu mai scrie 2 așa. Ori x plus 2 ori 3. Adică 6 deodată. 6, da. Egal cu... Egal cu 9 minus 7, 2... 5 minus 1, 4. 40 și 2. Și 2 ori x. Echivalent, 2 ori x egal cu? 42 minus 6. X egal cu 42 minus 6. 2 ori x egal cu 12, 6 par... 36. Adică de aici x egal cu? 36 împărțit la 2. Egal cu? Egal cu 3. 36 împărțit la 2. Atenție! Merge odată. Odată. 2 rest 1. Vorbim pe 6. 16. 16. 2 în 16. 2 e 8 ori. Deci x egal cu 18. Următorul. 2x minus 5. 7 ori. Deci ne paranteză rotundă. X minus 2, ghim în paranteza rotundă, plus 9, egal cu 44. 44. Eu? Da. 7 ori X minus 2, ghim în paranteza, egal cu 44, minus 9. 7 ori, 7 de lângă, sau nu, desfacem. 7 ori X minus 7. 14. De la 7 ori 2. Minus 14 egal cu? Așa, egal cu 44 minus 9 și ne dă... 35. Da? Că 4, 5 mai avem, deci, clar, 35. Da. Continuă, Cristina, echivalent? Echivalent cu 7 ori x egal cu 35 minus 14. 35? Plus 14. Plus 14. Echivalent cu 7x
70 ori x egal cu 5 plus 4, 9, 3 plus 1, 4, 49. Așa. X egal cu 49 împărțit la 7. Da. X egal cu 6. Terminat următorul? 8 de mulțit cu x plus 3. 8 de mulțit cu x plus 3 în paranteză. Plus 7 egal cu 71. 71 pornește Ștefania? 8 ori x plus 8 ori 3. A, fain de dat, 8 ori x plus 8 ori 3, foarte bine. Egal cu 71 minus 7. Echivale. 8 ori x plus 8 ori 3. 24. Egal cu? Egal cu 71 minus 7, care face 64. 64. 64, așa. Da? 64. Echivalent cu, continuă 8 ori x. Cristina? 8 ori x egal cu 64 minus 24. Da. 8 ori x egal cu 40. X egal cu 40 împărțit la 8. X egal cu 5. Da, următorul. Rezolvați înmulțimea numerelor naturale ecuațiile. Am X. Rezolvați în N. Înmulțimea naturale ecuațiile. Ecuațiile. 2X plus 15 egal cu 23. 2X plus 15 egal cu 23. 2 ori X în paranteză. Nu. Așa. 2x egal cu 23 minus 15. 2x egal cu 13 minus 5, 8. 8, normal. Da. X egal cu 4. X egal cu 8 împărțit la 2, 4. Terminat, ești. Altul? 156 minus 3x egal cu 18. Da? 3 ori. Da. 156 minus 18. 156 minus 18. 3 ori x egal cu 8 din 16, 8. 1 din 4, 3. 138, da? 138, da. Adică x egal cu 138. 3 în 13. 13 de 4 ori. 4 ori 3, 12. 12 ne rămâne 1. Îl coborăm pe 8. 6. 3 în 18. Da, 3 în 18 de 6. 6 ori. Da. 6 ori 3, 18. Alta? 7x plus 21. Cum? 7x plus 21. Da. Egal cu 63. Da. 7x egal cu 63 minus 21, 7x egal cu 3 minus 1, 2, 6 minus 2, 4, 42, da. X egal cu 6. X egal cu 6, 6 ori 7 fac 40, da. Următorul. Determinați numărul x știind că... Determinați numărul x știind că... 2 ori x egal cu 28. Ne. Asta e ușor. X, x egal cu 28 împărțit la 2. X egal cu 14. Și aici sunt toate la fel. Bine, pășește. Pășește ca să nu mai pierdem timp, că mai avem. Da? Asta a fost tema. Și mai am suplimentat. Te rog. Imediat. precizați pentru care dintre ecuațiile de mai jos este soluția numărului 10. Este soluție numărul 10. Da. Care? 7x plus 4 egal cu 6x plus 12. Echivalent cu, fix repede cu
cu 10, 7 ori 10 plus 4 egal cu 6 ori 10 plus 12. 6 ori 10 plus 12. Egal cu 70 plus 4, 74, da. Egal cu, 6, cu 72. 72. Fals. Da, 72. Pentru a doua. Da, fals. 9x plus 7, plus 7, nu, nu egal, ori 6. Cu 7 ori 6. Egal cu 3x minus 18. Echivalentul. 9 ori 10 plus 7 plus 42 egal cu 3 ori 10 minus 18. Echivalentul. 90 plus 42 egal cu 30 minus 18. Echivalent cu 132 egal cu 10 minus 8, 2, 2 minus 1, 12. Fals. 13. 13 la 3 ori x. La puterea, nu? Da. 3 ori, ori x egal cu 13 la 30. Ori 3 ori x, 3x egal cu 13 la 30. 13 la 3 ori 10 egal cu 13 la 30. 13 la 30 egal cu 13 la 30. Da, dar aici puteai să mergi așa. Da, 13 la egal. Deci de aici se zice 3x egal cu 30. X egal cu 10. Și fiindcă îți dă pe 10, exact răspunsul care îți cerea, e bun, da? E adevărat. Rezolvați în numere naturale ecuațiile. Amic, 5x plus 7 5x plus 7 egal cu 2x plus 3 ori, în paranteză rotundă, x plus 2 în paranteză rotundă, minus 20. Echivalentul. Lucrăm la ecuația asta, da? Ștefane, aici o facem repede. Da? 5x plus 7, zicem. 5. Ce ar să facem? O să zice, facem aici. Este putivitatea membru drept. N-am de ce face până atunci. 5 ori x. 5 ori x plus 7. Egal cu 2x. 2 ori x plus 3. Plus, zice, plus. Plus 3 ori. X plus 3 ori 9, care face 27. 27 minus 20, care ne dă, o să ne dea 7. Deci plus 7, ca să nu mai pierdem timp. Nu? Asta mi-ai spus. Așa, 5 ori X. Echivalent cu? Echivalent. 5 ori X plus 7 egal cu 5X. 5, 2X cu 3X. 5 ori X plus 6. 6. Echivalent cu 5 ori x. Egal cu 2. De ce 2? Egal cu 5. Orice x e bun. E egalitate. Da. E 7 și 7. Hai să scădem pe 7 din ambii membri. Și ar fi 5x egal cu 5x. Care e un adevăr. Adevăr oricare ar fi x. Natural. Orice x nu pune 2. Dacă x e 2. 5 ori 2 e 10, egal cu 5 ori 2 e 10. E identitate. De deci asta este imediat. Altceva? Ce mai ai? B. 4x plus 31 plus 31 egal cu 2x. 4x plus 31 egal cu 2x, da? 2x, da. Ce faci mai ce se vrea? Păi pe 4 ori x mai putem 2x plus 2x. Da. Hai să scădem un 2x din ambele membre. Scădem 2x și din stânga și din dreapta. Și echivalent. 4x scăzut 2x plus 31 egal cu 0. Că 2x minus 2x? Da. Da? 2x minus 2x face 0. Echivalent cu. 4x scăzut 2x, cât face Cristina? 4x
4x minus 2x, 2x. 2x. Deci echivalent, v-a spune că 2x, 2x, e plus 31. 31, egal cu 0. Egal cu 0. Echivalent cu 2x egal cu 31. Nu, 2x egal cu minus 31. A. Minus 31. Nu se poate. X aparține mulțimii x. Nici un x, este de 2 ori un x natural, se facă minus 31. Imposibil. Ce? 9x minus 13 egal cu 4 ori 2x în paranteză 2x plus 1 închidem paranteza plus x egal cu 17. Păi cum egal cu 17? Mi-ai dat o dată egal. Nu, așa scrie aici. Minus 17. Minus 17. Echivalent cu. Stefania, hai repede să-l facem. 9x minus 13 egal cu. Minus 13 egal cu 4. Deodată, 4 ori 2, 8. 8x. Da. Este primul de exact. 8x plus 1. Nu, plus 1. Nu, plus 4. Că distributivitatea înseamnă să mulțești pe 4 cu toți termenii din paranteză. Da. Deci 4 ori 2, 8x, 4 ori 1, 4. Plus 4. 4 plus x minus 17. Echivalent cu 9 ori x minus 13 egal cu și avem 8 x cu x fac 9x 9 ori x plus 4 minus 17 minus 13. Iar adevărat. E o identitate. Cum e în stânga, e și în dreapta. Da. Orice x, natural, e bun. 6x plus 10 egal cu 213. 6x plus? 10 egal cu 213. 6x egal cu 213 minus 10. 6x egal cu 210. 203. 203. 213 minus 10 faci 203. 203. X egal cu 203 împărțit la 6. X egal cu... merge de... 6 în 20 merge de 3 ori, 18, nimic 2, îl coborăm pe 3, 6 în 23 de 3 ori. 6 în 23 de 3 ori. 3 ori. 6 ori 3, 18. Și rămâne 5 rest. Scriem, rest egal cu 5. Deci nu ne-a dat un x natural. Ne-a dat un x cu rest. Da. Trebuia să facă împărțire exact. Deci x aparține mulțimii vide. X aparține mulțimii vide, adică nu e bun x-ul ăsta. 10. Rezolvați în numere naturale în ecuațiile. Inecuațiile. Amic. X plus 3. X plus 3. Mai mic decât 4. Echivalent cu. Scădem un 3 din ambii membri. Și vine X mai mic decât 4 scăzut 3. Care face 1. X mai mic ca 1. Ce e X mai mic ca 1, cunoașteți voi? 0. Deci rezultă X, X egal cu 0. Că nu. Mai departe. X plus 5 mai mare sau egal cu 17? Mai mare egal decât 17. Echivalent cu. Cădem din ambrii membrii 5. Un 5, da. Deci minus un 5. Minus un 5 și echivalentul. X mai mare egal X decât... mai mare sau egal decât 12. 12. X-ul poate fi... 0. Nu, mai mare decât 12. Mai mare decât 13, 14. Și 12, chiar și egal. Da. X aparține mulțimii. 12, 13, 14 și așa mai departe până mâine dimineață. N,
Nu până mâine, până când morim. Și nu. Și mă lăsăm la copii și la nepoți ca să numere toți. Da. Că nu sunt iar niciodată din mână, da? Bun. X minus 11 mai mic sau egal decât 1. Echivalent cu... Ce facem? Scădem de la primembrii 1. Adun. Nu. Adunăm un 11. Că să rămână X-ul, să dispare. Da. Deci adunăm un 11. Și atunci avem X X mai mic sau egal decât 10. Nu, pe 1 și 11. 12. Mai mic egal decât 12. Adică X aparține cărei mulțiri? Care sunt elementele mai mici egal decât 12? 0. 0, 1, 2, da? 0, 1, 2, puncte, puncte până la 12. 12. Rezolvați în numere naturale în ecuațiile. Amic. 3x plus 5 mai mic decât 3 în paranteză rotundă x plus 2 închid în paranteză. Echivalentul. Hai, Ștefania, facem repede. Deci aplicăm distributivitatea. Și zicem 3x, te absorbești. 3x plus 5 mai mic decât 3 ori x plus 3 ori 2 care ne dă 6. 3 putem să scădem în a vine 3x și vine 3x minus 3 sunt în termenul și vine 5 mai mic decât 6. Orice x e bun. Da, și adevărat. Deci e adevărat tot timpul. Adevărat? Orice x ar pune. Adică toate valorile x naturale sunt bune, da? Altceva? De? B. 4x plus 7 mai mare decât 2 în paranteză rotundă 2x plus 5 în timpul paranteză. Așa, echivalent cu? 2x, nu x plus 5. 2 ori x și plus 5 deoparte, da? Da. Nu. Deci, 2, deschidem paranteză, 2x plus 5. Ah, în interior 2x, da? Da. 2x plus 5, paranteză, da? Da. Am înțeles. Echivalentul. 4. X, vorbește. X plus 7. Mai mic. Mai mare, văd. Mai mare. Mai mare ai spus, nu? Da, mai mare. Mai mare. Mai mare decât 2 ori 2x, 2. Adică 4x. Da. Deci facem. 4 ori x. Plus 5. Plus? Plus 2 ori 5. 2 ori 5, care face 10. Echivalent. Scădem un 4x în stânga și în dreapta. Da. Și vine echivalent. Echivalent cu 7. E mai mare decât? Decât 10. 10. Ce părere ai? Nu. Fals. Fals. Deci nici un x nu e bun aici. Mai departe. Ce? 7x plus 41 mai mare decât 2, în paranteză rotundă, 3x plus 11. Echivalentul. Hai, Cristina, vorbește tu acum. 7x plus 41. Plus 41, mai mare decât, decât 6x. 6x plus 11. Plus? 6x plus? 6x plus 2 ori 2 ori 11, 2 ori 2. Atenție, Cristina! Deci desfacem paranteza. Da. Deci distributivitatea. Echivalent? Echivalent cu? 7x. 7x plus 41 mai mare decât 6x. Hai să știi ce să facem, mai scriu încă o dată? Nu, 28x. Scădem în ambii membri. 6x. Scădem în ambii membri 6x. Și apare echivalent cu 7x căzut în 6x face x. Rămâne un x. Plus 41. Da. Mai mic decât... Sau mai mare este. X plus mai mare decât... 22. Păi mai mare este 41. Da. Păi 2 e tot timpul adevărat.
Da? Adică ce x pui tu de acolo să fie falsul astea? Nu, totdeauna adevărat. Deci orice x natural. Natural. E adevărat tot timpul. Mai ai vreunul? Nu. Nu? Hai să vedem Ștefania, că am promis că vedem și ghiștirea ta de care îți dau ceva bătaie de cap. Așa, să vedem acele care nu sunt ții clare, nu? Așa să vedem. De la variantele 3? Da. Ariane, și ești acolo. Sper că nu știu 7 steri că țin. Cu de asta așa mai pământene, nu? Nu știu, vedem acum, da? Da. Dar știți ce am și eu o șansă? Că acum se termină ora. Da, vă țin. Vă țin, da? Da. Când... 8 minute. Avem ceilalți să ne scoate afară. Adică pe mine nu, pe voi. Noi. Așa. Te opui, așa este de mers, da? Zi, te rog. Să se afle restul împărțirii lui X la 3. Și X. Deci se împărțește la 3. Să se afle restul împărțirii lui X la 3. Așa, X egal cu 18. Dacă X egal cu 18, da? Nu, 18 ori nu. Ori? Nu, așa, 18 ori nu plus 27 ori nu plus 16. 7 ori mă. Unde mă și nu sunt niște numere la întâmplare? Să aflăm restul. Nu, nu asta. X împărțit la 9. Ai 9, da? Da. Modificați. X împărțit la 9. Știi că X-ul arată. Deci să lăm așa. Dacă X arată de forma 18 plus 27 m plus 16, să se afle restul împărțirii lui X la 9. Da. Care este restul împărțirii lui X la 9? Exercițiu destul de greu. Deci restul împărțirii lui X la 9. Ca să fie, noi știm că restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Da. Da, restul mai mic decât împărțitorul. Adică așteptăm un rest mai mic decât 9. Da. Și faptul că îl împărțim la 9, trebuie să apară așa. X-ul egal cu 9 oriceva plus un rest care să fie mai mic decât 9. De la rest trebuie să găsesc aici 7 da. Până în 8. Da. De la 0 până la 8. Da? Deci restul trebuie să aparține mulțimii 0, 1 până la 8. Din teorema împărțirii cu rest. Da. Și acum șmecheria care să o fac eu, visez pe X-ul ăsta care-i dat așa, să apară 9 ori, da? Și plus ceva la sfârșit. Și arată cât este 9 sau 9? Nu. Deci să apară o expresie. Paranteza asta nu mă interesează. Important să apară 9 în față. Și acum mă gândesc ca să apară 9 în față, la factor comun mă gândesc eu. Bunar din 18 aș putea scoate un factor comun? Un 9. Da. Da. E, da. 2 ori 9. Dar la 27 mă. 3 ori 9 am. La 16 nu am. Da. Dar pe 16 îl pot scrie ca 9 plus... Da, ne dă cu rest, adică am face 16 împărțit la 9. Da, merge odată. Da, și la... Ne dă restul 7. 7. Și cu restul la 7 am putea să... Poate chiar ăla ne interesează. Eu mă gândesc pe 16 să scriu ca fiind 9 plus 9 7. Plus 7. Da. Ia să facem așa. Deci, egal mai departe cu... Hai să muncim. 2 ori 9 m. Sau 9, hai să zicem. 9 ori 2 m. Sau nu punem X egal cu... X, am zis egal în continuare. Eu muncesc la el. Nu am, noi scriu pe ăla. Ori. 9 ori 2 m. Plus... 9 ori 3 n. Da. 9 ori 3 n, că e greu pe 9 acela să-l prind, da? Da. Tot 2 și-ar face. Plus 9...
plus 9 plus 7. Plus 7. Și egal mai departe, iată când ăștia trei se sizez că am o șansă să scot un nou factor comun. Da. Deci egal cu 9 pe lângă. Pe lângă 2. M. 2 plus 3. 3 plus 1. Plus 1, da. E 9 ori 1 așa, vă înțeleg? Plus 7. Iată cum l-am scris eu pe X. Hai să scriu din nou. X egal arată, după munca desfășurată, X arată 9 ori 2m plus 3m plus 1 plus 7. Păi nu-i tocmai ce vreau eu? Deci iată pe X împărțit la 9, îmi dă restul, cât este? 7. Restul e egal cu 7. Da, restul e egal cu 7. Asta trebuie. Da? Restul trebuie să fie 7. Așa, mai avem? Mai avem. Da. Hai să vedem. A minus B. A minus B. Egal cu 59. Bun. A împărțit la B. Rezultă că câtul este 8. Deci ajunge la un egal cât. Egal cu 8 și restul egal cu 3. Perfect. Adică A împărțit la B egal cu 8 plus 3, rezultă A egal cu 8B plus 3. A egal cu 8B plus 3. Teorema împărțit cu restul. Și de pe altă parte, A egal cu B plus 59. Da. De unde? A minus B face 59, da. Deci A egal cu B minus 59. Și înlocuim pe A jos. Și apare echivalent cu, în loc de A de aici punem B plus 59, deci B plus 59 egal cu? Egal cu 59. Egal cu 8B. 8B plus 3. Da. Și acum scădem un B din A, vei membre, că știm noi șmecherile astea. B rămâne 59. 59. Egal cu 7B plus 3. Plus 3. Scădem un 3 din A, vei membre. Și 56. 56. Egal. Cu 7B. 7B. Adică 7 ori cât fac 56? 8. 8. Deci B-ul e egal cu 8. Și dacă pe B-ul știu 8, A-ul va fi? A minus 8 egal cu 59. A, sau A egal cu B plus 59. Da. A egal cu 8 plus 59. A egal cu 8 plus 9, 17, 71, 5, cum reținem 6, 67. 67, da? A-ul este 67 și l-am găsit și pe A. Și ne dă. Am aflat și pe A și pe B. Haideți acum să sinteza zile, da? Sinteza orei. Sinteza orei. Haideți să trecem în revistă, uitiți pe ce am făcut Stefania, tu m-ai ajuns să faci sinteza orei? Păi, am făcut... Deci tot acela, da? Da, variante de teză. Varianta pentru teză. Aflarea și... unui număr necunoscut. Adică X, să-l aflăm. Rezolvări de ecuații, cred că află, da, sau? Da, rezolvări de ecuații. Ei, nu mai amintesc așa că ce ai făcut acolo? La a, așa. Hai să mă întrebe de așa. Rezolvarea unor ecuații. Așa. Am aplicat distributivitatea foarte des, nu? Da. Distributivitatea. Bun. Rezolvarea unor ecuații, distributivitatea. Aici, în ecuații am făcut rezolvarea unor ecuații și inecuații. Inecuații.
Da. Apoi... ce-am mai făcut? Am mai făcut niște lucruri. La tema... problema aceea... La tema mea? Da, 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 da. E pe caietul de teme. Hai de caietul de teme, mă interesează. Azi e fost la Cristina, nu? Da. Da, da, se vede și la tine. Teorema împărțirii cu resa asta care am făcut-o ultima dată. Teorema împărțirii cu rest. Așa. Și la tine, ce lucru am mai făcut noi așa? De acolo începe tema. Aici a fost găsițul acela care am lucrat, nu? Cu ordinea efectorii operațiilor și a parantezelor. Ordinea efectuării parantezelor. Și a operațiilor. Și a operațiilor. Bun. Calcule, acolo am avut. Inecuație am avut. Am făcut și inecuațiile acelea. Pe urmă, problema aceea cu A plus B plus C. Dacă am făcut-o în trei variante, nu? În două variante. Da. Metoda segmentelor și metoda algebrică. Deci, probleme prin calcul algebric și pe urmă a fost metoda segmentelor, da? Figurativă. Metoda figurativă. Da. Și când l-am aflat pe ABC. Așa, am aflat pe ABC și a mai fost aceea cu B132 și nu știu ce, a numere consecutive. Da. Numere consecutive pare, da? O problemă cu numere consecutive de pare. Cam asta a fost sinteza orei. La revedere, dragilor, și să am uitat să le spunem prietenilor și să dea like și share. Să nu mai uităm asta. Și în timpul lecției, mai ales în timpul lecției, când se pare ceva interesant, de acum să-mi aminteți să vă da? Ia să le spunem lor să dea și un like și un share, da? Când sunt lucrurile foarte importante. Bine.